Bun găsit, dragii mei! Astăzi vă invit la prăjitură Diana cu cireșe. Avem nevoie de 500 de grame de cireșe fără sâmburi, 5 ouă, 120 de grame de zahăr, un praf de sare, 120 de grame de făină, 300 de mililitri de lapte, o esență de vanilie și 35 de grame de unt topit. Pentru început vom tapeta o tavă cu unt și zahăr sau cu hârtie de copt și vom așeza cireșele. Separat, batem ouăle cu zahărul și cu un praf de sare. Adăugăm apoi făina, laptele, vanilia, untul topit și continuăm să omogenizăm. Compoziția astfel obținută, o turnăm în tavă peste cireșe și o coacem 50 de minute la 180 de grade. La final, după ce s-a răcit și am scos-o din tavă, o pudrăm cu zahăr pudră. A ieșit o minunăție de prăjitură, simplă și gustoasă. Așadar, nu-mi rămâne decât să vă sugerez să o încercați și voi. Pe curând!